Hei, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal de YouTube. Să începem. Astăzi vom face turul casei și vă invit să vă arăt casa mea. O să încep de aici. Stați așa. Afară este puțin urât. Mă lăsăm hainele mele. Deci nu pot să întorc camera, așa că voi face așa. Stați așa. Tot ce voi filma, voi filma așa. De aici începe toată casa mea. Aici sunt dreptele. Aici ar vedea și scurează care rămas că este așa, dar este din cauza că doarme episodul meu pe ea. Scuzați deranjul de prin casă, dar trebuie să fac curățenie. Aici este, stai să aprind lumina. Aici este canapea unde stăm noi pe fiecare seară și ne uităm la televizor. Aici sunt niște fotoli în caz dacă mai vine cineva stă pe ele. Acolo este ceas, o ramă, boxa de la televizor, un buchet de trandafir, că ieri a fost ziua mamei și a primit un buchet de trandafir de la tata. Acolo sunt două boxe, ca să se audă foarte tare când se va face, când ne uităm la vreun film. Aici am intrat în camera mea. Asta este patul meu. Scuzați de la ce v-am zis. Acolo este locul unde țin sucul, telefonul, l-am încărcat. Aici sunt eu. Aici este masa unde fac eu temele, de obicei. Sau desenez. V-am zis, scuzați hainele, dar trebuie să le aranjez, mi-a fost prea silă. De aici, aici nu intrăm nicăieri, pentru că casa va fi în refacere, trebuie să facem din nou casa. Aici va urma o bucătărie, va fi spart, dar deocamdată am făcut ce e posibil. Aici este toaleta, un geam, cada, ghiuveta, iarăși eu, deci uitați cum e. Acolo este doar unde este parfumul, aici ținem parfumurile ale mele, al lui tata și al lui mama. Aici ținem pastilele, cremele, tot ce ține de o casă, pastile. Aici are fiecare cuierul lui. Aici este tata, aici sunt eu și astea două sunt ale mamei. Și cam așa arată casa mea. Aici stau papagalii. Aici am o floare, așa de ornament. Aici este iarăși o priză, un încărcător. Dacă vă întrebați, dacă vă întrebați, părinții mei nu dorm cu mine în casă, eu dorm singur în această casă, ei dorm în cealaltă casă de jos, o să vă arăt așa de pe ușă cum este casa lor. Acolo dorm ei. Acolo, acolo sunt două camere și pot dormi mult mai bine, într-un pat mult mai bun. Eu dorm singur în casa asta, în baia, la bucătărie ne ducem jos. V-am făcut turul casei mele. Să reșează. Fac selfie stick-ul ăsta, că eu filmez cu selfie stick-ul. Să reșează, că pun pauză. Gata, am făcut cum trebuia. Aici este casa mea. V-am zis, scuzați de ranjul, pentru că va trebui să vă fac curățenie eu în această casă, pentru că eu dorm, pentru că urmează ziua mea și sâmbătă asta o voi sărbători cu vreo câțiva colegi de-ai mei și, na, o să fim foarte tare. Deci, dacă v-a plăcut acest video, așa aici este, dacă vă întrebați, unde ținem noi cănile, ciocolatele, ăsta nu vă întrebați ce este, este un robot de-a lui tata din copilărie. Deci, vă dați seama câți ani are, tatăl meu are 44 de ani și mama are 46, deci nu este o așa mare diferență, nu contează anii când te iubești. De exemplu, Daniș are așa, o fată are 12 ani și el are 30 sau 16. Este prea mare diferența. Da.
Deci dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați un mare, 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 mare like, share, subscribe și să intrați pe contul meu de Instagram Mihai_X14, pe Facebook Mihai Apostol și să-mi dați acolo un mare, mare follow și pe YouTube să-mi dați abonare, pentru că multe persoane intră pe contul meu de YouTube sau pe TikTok sau pe Instagram, apreciază videoclipul sau poza, dar nu vrea să dea urmărire. Deci această chestie mă supără foarte tare. Și chiar aș vrea să mare parte din voi să îmi dați follow. Și pe TikTok, Mihai Apostol 72, intrați acolo, mă căutați, tot felul de TikTok-uri făcute de mine. TikTok-ul este, ca să vă și explic unora dintre voi, pentru că nu puteți înțelege, TikTok-ul este de amuzament. Nu este de... și un pic de dramă în caz dacă e supărat, te descarci pe TikTok, dar nu trebuie să... Bine, râzi de acel videoclip, dar nu râzi de acea persoană cum râdeau colegii mei de mine. Și... în cazul de față chiar încă râd, deci nu mă preocup acest lucru. Deci dacă râd, treaba lor, dar eu zic mai bine să nu râdem unii de alții, că râsul se întoarce. Deci, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați un mare, mare, mare like, share, subscribe și ne vedem la turul curții. Pa, pa!